Salutare, prieteni! Eu sunt Alberto, iar azi avem pe Fotbal Top un nou vlog dedicat pariurilor. Înainte să începem, pentru a afla primul tot ce postăm, lasă-ne un like pe Facebook, dă-ne un follow pe Instagram și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Pentru primul pariu de sâmbătă mergem în Franța la confruntarea dintre Monaco și Nantes. Altădată cu pretenții europene, cele două formații se luptă acum pentru salvarea de la retrogradare. Trei dintre ultimele cinci confruntări au adus goluri multe, iar acum mizăm din nou pe o partidă spectaculoasă. Cota pentru GG este de 1,90. Pentru al doilea pariu mergem în Italia la meciul dintre Atalanta și AC Milan. Este un duel cu o miză importantă pentru că ambele formații urmăresc un loc de Liga Campionilor. AC Milan este pe poziția a patra cu 39 de puncte, în timp ce Atalanta se află pe 5 cu 38 de puncte. În tur s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Mizăm pe un egal la pauză sau la final și primim o cotă de 1,80 pentru PSFX. Biletul zilei de sâmbătă este format din 4 partide și ne aduce o cotă excelentă. Mai mult, dacă intrați pe canalul nostru de YouTube, puteți găsi alte 10 ponturi numai bune de jucat. Cam atât, prieteni, dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să lași un like și să distribui clipul pe pagina ta de Facebook. Mai mult, te așteptăm și pe YouTube. Bifează clopoțelul pentru a primi primul notificări atunci când postăm materiale noi.